Programul Național de Ortopedie se realizează în spitalele din Slatina și Caracal. Este o situație mai problematică în sensul că există noi metode de acreditare la programele naționale de ortopedie și oncologie. Dacă la oncologie problema este aproape soluționată, la ortopedie Spitalul Caracal riscă să piardă programul național pentru că nu îndeplinește condiția minimală, aceea de a avea cel puțin gradul 2 de ATI. Spitalul Slatina are acest grad de ATI, gradul 2, Spitalul Caracal nu are cum să facă acest grad de ATI pentru că trebuie foarte multă aparatură și case medicale specializate. Asta înseamnă că dacă nu o să întocmândească acest grad de ATI, Spitalul Caracal o să piardă programul național de ortopedie. O spun asta cu regret pentru că la Caracal chiar era un centru în care se desfășurau operații multe pentru protezare. Și doamna dr. Pop a făcut o treabă foarte bună acolo. Să vedem ce se mai întâmplă la nivel național. Noi am cerut o amânare pentru implementarea aceasta, dar e destul de greu de crezut că Spitalul Caracal o să ajungă să doteze această secție de ATI cu ce le trebuie, pentru că este foarte, foarte costisitor. În momentul în care programul național de ortopedie va dispărea de la Spitalul Caracal, medicii nu vor mai efectua operații complexe. Spitalul nu o să-și permită să cumpere proteze din banii spitalului pentru bolnavii care se internează acolo. Nu avem niciun interes și nimeni nu are niciun interes ca acea secție să dispară, pentru că în momentul în care programul național de ortopedie dispare de la Caracal, înseamnă că la Caracal o să pun numai mâini în gips, ca să ne înțelegem. Adică nu o să mai fie operație complexă. Pentru că o proteză costă destul de mult, Spitalul Caracal nu o să-și permite să cumpere proteze din banii spitalului pentru bolnavii care se internează acolo. Este vorba doar programul național de ortopedie furnizat aceste proteze. Costul efectiv al protezelor, care sunt de 4.000, de 5.000, 6.000, de 7.000 de lei. Partea medicală este foarte importantă din punctul nostru de vedere și asta n-a vrut să se piardă în ultimii 2 ani de zile. Din păcate, se pare că se insistă un pic acum cu aceste obligații de îndeplinit. Aceeași problemă este și la secțiile de oncologie. Până anul trecut trebuiau să fie dotate cu o hotă pentru prepararea citostaticelor și cu un program informatic pentru prepararea acestora. Hotele pot fi achiziționate și montate în farmaciile spitalelor, însă programul informatic este foarte scump, peste 200.000 de euro. Aceasta este o problemă națională. Există foarte puține spitale care dețin acest program. Institutul Oncologic de la Cluj și câteva private. Restul spitalelor din țară nu au programul, de aceea se insistă ca aceste termene să se proroce sau să se elimine. Dacă la oncologie situația este generală, la ortopedie se impune obligativitatea gradului 2 de ATI, care este imposibil de obținut.